În noaptea de 30 spre 31 iulie, pe raza întregului județ, atât în mediul rural, cât și în mediul urban, polițiștii au efectuat verificări în barurile și discotecile de pe raza județului Suceava. Acțiunea a vizat asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în incinta și zona adiacentă a discotecilor, barurilor, sălilor de jocuri de noroc, dar și siguranța rutieră prin prevenirea accidentelor comise pe fundul băuturilor alcoolice. Un capitol distinct al acțiunii l-a constituit prevenirea consumului de substanțe interzise în locațiile de distracție, dar și prevenirea consumului de alcool de către minori. Acțiunea a fost orientată pe trei segmente: verificări la sălile de jocuri de noroc și săli de pariuri sportive între orele 21-23, razii în baruri, cluburi și discoteci în intervalul 23-2 și sporirea patrulelor auto în intervalul 2-4 pentru monitorizarea ieșirilor din cluburi și asigurarea deplasării în siguranță a tinerilor către domicilii. În cadrul acțiunilor au fost legitimate peste 2000 de persoane. La nivelul întregului județ au fost verificate 95 de locații. Au fost aplicate 61 de sancțiuni contravenționale, valoarea sancțiunilor fiind de 75.380 de lei. Au fost organizate 30 de filtre rutiere în proximitatea barurilor și discotecilor. Au fost suspendate 5 permise de conducere și au fost constatate 5 infracțiuni. Polițiștii atrag însă atenția asupra faptului că acest climat de normalitate socială trebuie gestionat în primul rând de cei care participă la discotecile organizate. Un comportament responsabil și civilizat, putând duce la prevenirea unor situații conflictuale care se degenereze în acte de violență.